Slava lui Dumnezeu stai in ascunde a lucrurilor. iar slava în parati lor sta lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dacă ieri am vorbit despre să nu te cerți cu Corneliu, încerca mai dimineața să vorbim despre să nu te cerți cu toți vecini. Un cherk s'a transmis à chest à devant. Existe maïmoult in wam en kare y en telnèche in fie Carezi De ket kres Pacate je chiar npakate de ket un chine d'esprit. Slava lui domnezou stain a skonda a l'ukre lor, se slava imparatilor in a, skunda, a lucrurile și uneori aceste comori am văzut sunt, sunt oameni. Oamenii, oamenii ascunsi în mijlocul unui pepor care ignoră, fie că vorbim de Moise, fie că vorbim de Domnul Isus, este unul printre voi care nu-l cunoașteți. Fie chiar că vorbim de vecinite. De vecinite. Și hai să încep să vorbesc de, Vecinităi de la biserică, cei care stau lângă tine, există mai mult în ei decât poți să de, crezi. Din păcate, foarte ușor privirea noastră se focalizează, se concentrează asupra lipsuri, slabiciuni, problemele a vecinului nostru și nu știm că purtam această comoară, zice Scriptura, în niște vase, nu de aur, nu de diamant, în niște vase de lut. În niște vase de lot Vasul este lut și din păcate noi judecăm, privim oamenii, tratăm oamenii numai după lut care îl vedem și nu înțelegem că acest lut uneori poate să poarte o comoară care chiar să poate să fie o soluție la rezolvarea problemei noastre. Hai să citim acel text care, la care m-am gândit atunci când am zis nu te certa cu vecin sau nu te certa cu tot vecin. În cartea 2 împărat, uh, capitolul 2 um, împărat, capitolul 4, um, avem povestea unei femei care este într-o situație de criză, o problemă extrem de mare, o datorie neplatită a care conștiința Vada, kopia, et il se fie si in a, -a, -a savé de copier ses fils lois cachés esclaves. esclave fois, il n'achète d'espérer ses doutes la proche. Ses doutes, il fait plein de doutes pendant que la proche représente un goura lui doute après niais verbal. C'est-à-dire après niais verbal. Doute après doute, ses doutes la proche. Il est très intéressante. ce se întâmplă aici. Viața e făcută de taine și este important să înțelegem aceste taine. Nu putem să fim doar religios și nu înțelegem tainele uh, ale lui Dumnezeu, modul cum lucrează și să ne așteptăm doar că suntem religios, să avem o viață de biruință, să avem o viață care e sens, să avem o viață de impact. Nu! Trebuie să înțelegem tainele. Trebuie să înțelegem principiile împărației. Și aici este...

unor probleme care Dumnezeu oricum vrea să le rezolvă. Barbatul meu a murit și să știi că robul tău se teme de Domnul. Și cel ce l-a împrumutat, femeia nu zice cel ce m-a împrumutat, nu, cel ce l-a împrumutat, datoria ta, nu eu, da, ca și familia au beneficiat, dar nu i-a luat datoria asta, el a luat o datorie și nu a putut plati până a murit.

și mai ales unii sunt experti în asta. E doar să aveți lutul. Nu ai ochi să mai departe de cât lutul. Poți să fii sigur. Vă fi probleme, nu contează cât de multe vei ruga. Nu vei avea răspunsul. Vei muri fără să aveți răspunsul. Fără să aveți soluția. De ce zic asta? Imediat ai să citi mai departe. Să vezi de ce zic asta. Pentru că învățam un principiu extraordinar în textul acesta. Elisei a zis, ce pot să fac pentru tine? spunem ce ai acasă. Ea a răspuns, roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și el a zis, du-te de cere vase de afară, de la toți vecinii cei vase goale și nu cere puține. Ia vine la Dumnezeu, Dumnezeu ce întoarce-te la vecin. vecini. De unde ai venit acolo? Lângă casă ta ai niște vecini. Chi si vechina che ya, ye ou, ay venit la mine. Da vechina ite, ou ke ya, ke yo se intervin in situasy asta, si sa te skot, nou nou mai din datorye, da sa ramene si ban ka sa trayej tou si fite. Da va trebwe sa menj la vechini te. Nou ti se pare interesan, ou nou menj la doun meze, doun te la vechini te. vecinitate a otiva și si prin ce au vecinitate voi lucra des de te cher evas de ce spunem que dacă ești expert doar ina vedal uto le noameni și si nou facet forte savese como ar ca esse l'autre vei mouri fara savese rezolvara unor probleme de che pentru ca unor probleme rezolvara lor dumnezeu la pus in mine le altor persoane

ai nevoie de vecinitate, pentru că eu o să fac minuna, dar dacă nu ai vase de la vecinitate. nici nu o să facă minuna că nu-mi place recipa. Ce să mulțesc dacă nu ai unde să unde să pui ce voi mulți, du la vecinite. Și unii când au auzit asta, poate zice, ah, frate, glă, dacă, ai, dacă ai fi avut vecin care ia, <laughs> am avut și eu tot fel de vecini. De, de, tot fel de vecini. Cu, cu unul din ei chiar odată. Așa m-a supărat. N-am certat foarte rău. deci de se întâmplă. Știu că poți să se întâmple să te cerci cu vecini, să, să nu vă înțelegeți, dar tocmai aici este înțelepciunea. Dincolo de faptul că te-ai certat, dincolo de faptul că nu v-ați înțeles, să fii în stare să vezi, ok, nu suntem de acord aici. Și totuși omul ăsta, dincolo de acest lut, există o comua. Da, dar, frate Glen, vecinii mei nu sunt creștini. Cine ți-a zis că Dumnezeu folosește doar creștin? Cine ți-a zis că doar în creștin există comor. A, ah, comoara cunoștinței lui Christos, da, este doar în creștin. Dar cine ți-a spus că oameni care vezi, și si aici noi avem alte probleme. deja nu reușim să vedem comor scunse în lutul care sunt frații sau so noștri creștini în care locuiește Dumnezeu și si ajungem uneori la un punct

și doctor respectiv le dă un tratament sau o terapie care ajută și să se Și totuși cel care a făcut asta nu este creștin. Chiar cel care nu este creștin are ceva prețios.

pentru că este om, există și în el. Dumnezeu este și aproape de acel om, că el avem suflare și mișcare, zice Scriptura. Viața noastră ar fi mult mai îmbogățită D'acc ne nous exerçons, ça ne d'un colo de l'autre, d'un de l'autre. Au fait, fuge de la pro, à mon problème actuellement, chez tous mes soeurs, a la vérité, un promoteur de la vie, va D'où est

Și dacă tu aplici regulă, că toți oameni sunt rei, pune-te și tu, că și tu ești om. Dar dacă tu zici, oameni sunt și așa, și te exclud, atunci, dacă tu ești o excepție, totuși, acceptă și că există alte excepții. Există și alți oameni care nu să fie neapărat exact cele experiențe care ai avut. În fine, ce vreau să spun? Să nu te înșele diavolul să te facă să crezi că ai doar nevoie de Dumnezeu. Nu, să nu crezi asta. Eu o mare înșelăciune. Las că dacă eu sunt eu doar cu Domnul, doar cu Domnul, e de ajuns. Ai impresie că este spiritual, dar eu o mare înșelare. Uite de la Domnul Isus. Dumnezeu pe pământ, dar nu a zis, sunt Dumnezeu, n-am nevoie de nimeni, mă descu. Nu, ales ucenici și în momente grele a luat acei trei care era mai aproape. Asta este Dumnezeu. Și tu vrei și zici, nu, am doar nevoie de Dumnezeu. Chiar dacă Iisus avea Dumnezeu, tata, a știut, am nevoie de cei 12, am nevoie de acest trei. Ai, ai, să termin să citesc un text, pentru că asta este un curent foarte des întâlnit. Am fost și eu, am avut și eu gândurile astea și chiar am fost convins ce să mă mai complic, să am partășie, uh, uh, comuniune cu frați, unii sunt greu, unii nu înțeleg, unii nu te înțelegi cu ei, Te supra, hai să scutezi toate astea, hai să stau deoparte doar eu cu Dumnezeu, așa voi reuși, da? Și probabil diavolul nu era de pas, zice, da, așa este, bravo, bravo, așa este, îmi place de tine, cum gândești? Și a trebuit să, uh, între ghilimele, să primești niște palme ca să mă trezesc și să-mi dau seama să pe nu. Nici nu e biblic și nici nu este real. Hai să citesc un text. Despre chiar Domnul Iisus și spune așa. Um, în cartea Luca ai să văd se vorbește um, așa, am găsit un verset, hai să vedem că gă, găsit, uh, Ok, bun. hai să citesc doar acest verset. Luca 2, și sus crește în înțelepciune, în statură și era tot mai placut înaintea lui Dumnezeu. La Biblia nu se oprește acolo. Și înaintea oamenilor. Da, Dumnezeu este tot puternic. Dar a făcut lucrurile în așa fel că nimeni să se laude. La un moment dat, mai devreme să mai târziu. O să mergi la Dumnezeu și Dumnezeu să zică dută la fratele tău, dută la soara ta, dută la vecinită. De aceea, cât ar de tine, fim pace cu toți. Să fim pace cu toți. Și dacă nu am certat, dacă nu n am înțeles, mereu să cautăm, să fim noi noi, să fim noi care cautăm o împacare. Pentru că chiar dacă nu ai multe vase în casă ta, dar te înțelegi cu vecinitei, ai o bogăție. Pentru că la moment când o să ai nevoie, fiecare poate să să-ți împrumute un vas sau câteva vase J'ai dit trop de data, des Saracées, ça juge la Bugatti. De mes œuvres, ça te fait les